Farul pare o echipă a extremelor în acest sezon. Imbatabilă până în prezent pe teren propriu în campionat, unde a primit un singur gol în 5 partide, formația de pe litoral întâmpină mari probleme atunci când vine vorba de meciurile jucate în deplasare. Marinarii au 5 victorii în 5 partide acasă, în timp ce pe alte terenuri au scos doar 3 puncte din 3 remize. Pe lângă acest aspect, nici atacul nu pare să mai funcționeze în deplasare, constanțenii având un singur gol înscris în 5 meciuri. Gheorghe Hagi vrea ca elevii săi să scape de acest complex cât mai repede, iar prima ocazie este în weekend, când Farul joacă contra celor de la FC Voluntari. Partida nu se anunță însă una deloc ușoară, ilfovenii fiind pe locul 5 al clasamentului Ligii 1, la egalitate de puncte cu Marinarii. Două echipe în formă, un meci, din punctul meu de vedere, un meci frumos, va fi un meci frumos. Două echipe care au arătat la început acesta de campionat că sunt în formă și noi și ei, cred eu, ne dorim această victorie. Sperăm ca noi să, din punct de vedere tactic, să câștigăm această partidă, pentru că și ei au început într-un fel, au schimbat sistemul după câteva etape și le merge foarte bine, așa și noi am folosit sistem cu 4, sistem cu 3, deci va fi un meci interesant. Îl felicit pe Ciobin, pentru că a reușit să creeze repede o echipă competitivă la Voluntari, să-i pună bine pe jucători și cu siguranță că va fi dificil pentru noi, dar știți că noi ne dorim să ne impunem, să căutăm victoria și să facem un meci foarte bun. FC Voluntari, Farul Constanța, partidă contând pentru etapa 11-a campionatului, se joacă duminică după amiază cu începere de la ora 16 pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari.